Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Adrian și astăzi voi continua realizarea catalogului școlar în aplicația Microsoft Excel. În tutorialul de astăzi ne vom ocupa de introducerea unei formule matematice pentru calculul mediei la o anumită materie. Trebuie specificat faptul că algoritmul de calcul a mediei la materiile unde se susține teza este diferit față de algoritmul de calcul al mediei la acele materii unde nu se susține teza. Practic, media semestrială la acele materii la care se susține teză este de 3 ori media notelor plus media de la teză, totul împărțit la 4. Să încercăm să introducem o formulă de calcul pentru calculul mediei la limba română. Pentru a introduce o formulă de calcul în Excel, se execută două clicuri în celula în care se dorește introducerea respectivei formule. În cazul de față, vom executa două clicuri în această celulă corespunzătoare mediei. Fiecare formulă în Excel va începe cu semnul egal, cu caracterul egal. După care, va trebui să introducem acele calcule matematice care să ne ducă la rezultatul mediei la materia limba română. Pentru început, să încercăm să calculăm media aritmetică a notelor obținute de elev la limba română. Trebuie specificat faptul că notele la limba română vor fi introduse în celulele E6, E12. Deci toate aceste valori vor trebui adunate și apoi rezultatul împărțit la 7. Dacă executăm un singur click în celula în care noi am introdus formula, formula va apărea sus în bara de formule. Se observă că am preferat pentru început calea pentru calculul medii aritmetice pas cu pas, pentru a înțelege exact algoritmul de calcul. Acum, dacă vom popula aceste celule cu valori, în această celulă G14 va trebui să ne fie afișată media aritmetică a notelor primite de elev. Se observă că ne-a fost calculată media notelor primite de elev în mod automat. Dar ce se întâmplă atunci când elevul respectiv nu are 7 note la limba română? Voi șterge ultimele două note și voi vedea că respectiva medie la limba română, chiar dacă elevul are niște note mari, este foarte mică. De ce? Deoarece Excel-ul meu mi-a împărțit tot la valoarea 7 suma notelor pe care le-a obținut elevul, lucru care nu este de durere, deoarece acest rezultat este o greșeală. Pentru a rezolva acest lucru, Excel-ul pune la dispoziție o funcție numită count, a număra. Practic, cu funcția count putem număra în câte celule au fost introduse date. Dacă în loc de 7 vom scrie count și zona de celule în care se dorește numărarea, această funcție îmi va returna în câte celule au fost introduse date în dreptul notelor, adică câte note are elevul. Se observă că de această dată ni s-a calculat media corect, deoarece acest rezultat este rotunjit la cel mai apropiat întreg. Deci cu 3 note de 10 și 2 note de 9, media aritmetică a acestor note este 10. Bineînțeles că și pentru calculul sumei valorilor din celulele E6 până la E12 se poate folosi funcția sum. Se observă că folosind cele două funcții sum și count, calculul mediei aritmetice a notelor este același, rezultatul este același. Dacă vom mai adăuga aici cele două note de 8, se observă că se schimbă și rezultatul nostru.
Pentru a simplifica și mai mult lucrurile, Excel-ul pune la dispoziție o altă funcție de calcul a mediei aritmetice a unor valori introduse în celulele sale. Această funcție se numește Average. Voi folosi această funcție pentru a calcula media aritmetică a notelor primite de elev. Și se observă că primim același rezultat. Dacă voi șterge cele două note de 8 de la sfârșit, se observă că s-a modificat și media noastră. Dar această medie este media aritmetică a notelor primite de elev, nici de cum media semestrială. Dar pentru media semestrială va trebui să înmulțim această medie cu 3, să adunăm nota de la teză și rezultatul să-l împărțim la 4. În acest caz, rezultatul calculului mediei semestriale este 7, rezultat care este greșit deoarece nu este introdusă nota la teză. Dacă introducem și nota la teză, o să observăm că rezultatul se modifică într-un rezultat corect, adică media 10. În acest moment nu avem altceva de făcut decât să copiem formula introdusă în celula G14, în așa fel încât în celula J14 să fie afișat rezultatul calculului mediei semestriale la matematică. În această celulă în care noi am calculat media semestrială, au fost folosite referințe relative la celulele E16 până la E12 și la celula G13. În momentul când vom copia o formulă din această celulă în celula corespunzătoare calculului mediei la matematică, toate aceste referințe se vor modifica în așa fel încât datele de intrare pentru formula noastră vor fi preluate din celulele corespunzătoare materiei matematică. Acest lucru îl vom realiza în felul următor. Vom executa un click dreapta în celula în care am calculat media semestrială la limba română, vom alege opțiunea copy și apoi cu un click dreapta în celula corespunzătoare mediei la matematică, vom merge pe opțiunea formulas. Se observă că în acest moment avem o eroare, deoarece undeva avem o diviziune la 0. În momentul când într-o celulă nu se găsește nimic sau se regăsește numărul 0, la un numitor al unei împărțiri, vom obține întotdeauna această eroare. Să încercăm să populăm și noi celulele corespunzătoare notelor la matematică ale elevului. Să încercăm să-i atribuim și o notă la teză și observăm că aplicația noastră îi calculează corect media. Dacă aruncăm o privire și în bara de formule, vedem că referințele formule care se regăsește în celula J14 sunt referințe relative la celulele H6, H12 și J13, celule corespunzătoare notelor pe care le-a primit elevul la matematică și a tezei elevului la matematică. Acum ar trebui să introducem o formulă de calcul al mediei semestriale și pentru materiile la care elevul nu susține teză. Pentru acest lucru vom alege celula specifică mediei materiei limba engleză. Vom executa două clicuri în această celulă, vom scrie semnul egal și bineînțeles vom folosi funcția Average pentru calculul mediei semestriale la limba engleză. De specificat faptul că notele introduse la limba engleză vor fi introduse în zona de celule K6, K13. Bineînțeles că primim aceeași eroare cu div 0, deoarece celulele corespunzătoare notelor la limba engleză nu sunt populate. Vom introduce câteva note. Și se observă că ne este calculat media semestrială la limba engleză. Pentru a se efectua, a se calcula media semestrială și la celelalte obiecte, nu vom face altceva decât să copiem formula introdusă în această celulă pentru un click dreapta pe ea și opțiunea copy și bineînțeles
lipirea acesteia cu ajutorul opțiunii formulas în fiecare dintre cele câteva celule în care ar trebui calculată media semestrială la celelalte materii. Bineînțeles, nu uit să acționez combinația de taste Ctrl+S pentru a salva documentul. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!